Bun găsit, dragii mei! Astăzi o să facem împreună unul dintre aluaturile mele preferate pentru pâine împletită, colaci sau chifle împletite. Pe canalul meu de YouTube găsiți foarte multe modele de colaci sau de împletituri. O să vă las linkurile cu aceste rețete jos sub acest filmuleț. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. 1 kg de făină cu 10% proteină, 250 ml de lapte călduț, 250 ml de apă călduță, 60 ml de ulei vegetal, 2 ouă de mărime medie, 2 linguri de zahăr, 2 lingurițe de sare și 30 de grame de drojdie proaspătă sau 10 grame de drojdie uscată. În plus, mai avem nevoie de un gălbenuș de ou plus o lingură de lapte pentru a unge chiflele. Pentru început, vom cerne făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta vom obține niște chifle mult mai pufoase. Următorul pas este să pregătim maiaua. Punem într-un bol 30 de grame de drojdie proaspătă sau 10 grame de drojdie uscată. Adăugăm o linguriță de zahăr care are rolul să ajute la activarea drojdiei. Adăugăm 2-3 linguri de lapte călduț și 2 linguri de făină. Amestecăm bine toate ingredientele și le lăsăm să se odihnească pentru 10 minute pentru activarea drojdiei. După 10 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate, să fie plină de bășicuțe. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Peste laptele călduț, adăugăm zahărul rămas și amestecăm până se dizolvă, apoi îl adăugăm peste făină. Adăugăm și apa, care trebuie să fie la fel ca și laptele călduță, ca să nu omorâm drojdia. Ouăle le vom bate puțin cu o furculiță și le adăugăm peste făină. Sarea o vom pune pe margine ca să nu intre în contact direct cu drojdia, pentru că îi va încetini fermentarea. Amestecăm ușor cu lingura, apoi cu mâna, până la încorporarea tuturor ingredientelor. După ce amestecăm ingredientele, începem să frământăm. Pungem masa de lucru cu puțin ulei și răsturnăm aluatul pe ea. Adăugăm uleiul puțin câte puțin și continuăm să frământăm până când vom obține un aluat neted și nelipicios, aproximativ 15 minute. Dacă folosiți un robot, 10 minute de frământare sunt suficiente. După ce am incorporat tot uleiul și am obținut un aluat elastic și nelipicios, îl vom transfera într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm aluatul la dospit într-un loc călduț până își va dubla volumul, aproximativ o oră. Dragii mei, aceasta a fost una dintre rețetele mele preferate de aluat pentru pâinici, colaci și alte tipuri de împletituri. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc toate cele bune și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!